Sunt Maria și o să vă povestesc despre cum am reușit să fac un business de 700, 800 sau 900 de seriuri, nu mai știu sigur unde am ajuns, la 17 ani. Ok, deci o să încep cu începutului. Eu niciodată n-am crezut că o să pot să lucrez într-o companie în care eu să fiu gen worker-ul și nu liderul, din simplu fapt că gen eu nu pot să lucrez în viziunea cuiva. Ceea ce înseamnă că în momentul în care am avut nevoie de bani, pe parcursul liceului și pe parcursul gen gimnaziului, nu puteam să mă angajez. Efectiv, sau nici când am împlinit 16 ani, puteam să mă angajez part-time, nu puteam să fac chestia asta, pentru că nu, gen, să mă angajez la Mac sau la Taco Bell sau la whatever, nu mă simțeam eu că lucrez pentru mine. You know? Și am preferat, din foarte, foarte multe puncte de vedere, să iau altă rută și alte mii de rute și să încerc să fac bani din alte modalități, ca și contul ăsta de YouTube, care încă nu este monetizat, doar că în curând sper că o să fie și sper să fie și asta un sursă de income. So, basically, eu mi-am făcut business-ul ăsta, business-ul pe care l-am în acest moment, din simplu motiv pentru că vreau să am banii mei și să fie separați de părinții mei. Am încercat o tonă de business-uri înainte de ăsta, o tonă de business-uri, și gen am încercat pe Redbubble să-mi fac să pun arta gen pe anumite tricouri sau pe anumite alte obiecte. Am încercat gen pe alte site-uri gen ăsta de print on demand. Am încercat să-mi fac cont de Amazon, nu prea ieșit. Am încercat affiliate marketing. Asta e a treia oară când încerc să-mi deschid contul de YouTube. So, am avut... și am vândut o grămadă de chestii când eram mică, multe chestii, gen brățări, mâncare mai scumpă, I don't know, o tonă de căcaturi am vândut când eram mică. Iar acum am ajuns la un business model pe care l-am, gen în acest moment, care chiar funcționează din punct de vedere că mi-aduce un income pasiv. Adică eu de un an nu mai fac nimic la acest business, l-am pus acolo, am pus 50 de produse și lumea pur și simplu cumpără. Cum am reușit să fac chestia asta? În primul rând, înainte să ajung acolo, business-ul meu este doar de printables și de downloadables în acest moment. Adică, eu vând produse digitale și strict digitale și nu, gen, persoana când le cumpără primește un fișier PDF, JPEG sau PNG. Basically. Gen, nu primește absolut nimic fizic, eu nu trebuie să șipuiez nimic către persoană. Asta e cel mai ușor mod de a face un model de business. Eu, când o să împlinesc 18 ani, momentan am 17, într-o lună fac fac 18 și atunci o să-mi lansez produsele fizice. Pentru că, momentan, e cam ilegal să vând chestii de genul ăsta singură și trebuie să-mi pun părinții să semneze și să folosesc contul lor bancar și e mult mai complicat decât să-l fac pe-al meu. Așa că, la 18 ani, o să îmi pun numele meu pe tot și o să fie super ok. Dar, în acest moment, este total printables. Gen, eu nu... În acest moment pun un produs acolo, eu am un fișier PDF și lumea cumpără fișierul la PDF. Doar că chestia asta înseamnă că costă foarte puțin un produs. Adică, de exemplu, majoritatea produselor mele sunt între $1.50 și $2.50. Sau ceva în genul ăsta. Adică nu am foarte mult profit pe fiecare sale. Și din cauza asta n-am un super mare income de pe fiecare sale sau de pe sale-uri în general. Ok, am 700-800 de sale-uri, dar asta nu înseamnă că am gen milioane de euro după 700-800 de sale-uri. Pentru că sunt produse foarte, foarte mici. Am produse care sunt de 10 euro sau gen bundle-uri, adică de exemplu bundle-uri de mai multe fișiere, basically, care sunt mai scumpe și care îmi aduc mai mult profit, tot în alea 700-800-900 de sale-uri, whatever. Doar că în momentul ăsta n-am ajuns la un income așa de mare, gen am pe la 2000 de euro strângi din business-ul ăsta, cam ceva în genul ăsta, un an. Doar că am lucrat gen 2-3 săptămâni la el, dar nu intens. Adică n-am lucrat foarte mult la el, am lucrat câteva ore, 10, 12, 14, ceva în genul ăsta, înainte să-l lansez. So that's all a client gets când cumpără ceva de la mine. Asta e doar ca să știți de dinainte, pentru că eu nu trebuie să fac nimic în acest moment, în plus față de ce am făcut acum un an, când am lansat business-ul. So, cum am reușit să fac chestia asta? Păi, în primul rând, eram în carantină, eram între a 10-a, cum asta 11-a, trecat 12-a, eram la finalul clasei a 10-a
Și în vacanța de primăvară, parcă, mă gândeam, băi, sunt în carantină, am o grămadă de timp în mâinile mele, dacă se termină carantina o să mă duc la școală și să trebuiască să învăț, așa că de ce să nu profit de timpul ăsta pe care l-am acum ca să fac niște bani pentru momentul în care o să am nevoie de banii aia și o să ies afară și whatever și nu o să îi am, gen... Și nu o să am cum să-i fac, pentru că nu o să am timp, efectiv, să-i fac. Pentru că când începe școala, gen, și chiar asta s-a întâmplat între 11-a, am o tonă de activități pe care trebuie să le fac, o tonă de lucruri de care trebuie să mă ocup, sunt lider într-o tonă de proiecte și nu am timp să mă... să investesc pur și simplu în chestii de genul ăsta care să-mi aducă mie income-uri. Decât foarte, foarte puțin timp. În orice caz, atunci aveam mult mai mult timp. So, am încercat să fac chestia asta și mi-am dat 2 săptămâni în care să fac pur și simplu produsele. Asta s-a întâmplat prin mai, aprilie, mai, ceva în genul ăsta, în 2021. Yes. Ok, deci aprilie, mai 2021. Am făcut anumite produse, după am făcut o mare pauză de la business-ul ăsta, când a început iar școala și după a trebuit să ne ducem fizic. Și în vara, gen dintre, în vacanța de vară dintre a 10-a și a 11-a, am zis ok, hai să-mi fac efectiv contul. Și mi-am făcut un cont de Etsy. Etsy fiind o platformă gen de pe care se cumpără în general în America, Canada, Anglia și Australia. Sunt și în țările nordice oameni care mai folosesc, dar România nu prea am văzut. Așa de des, eu personal am numai oameni care îmi cumpără din țările pe care le-am enumerat până acum. Nu cred că am avut pe nimeni din România sau din alte țări. Pentru că, în general, lumea... Adică trebuie să ai un income mare ca să poți să-ți permiți să dai bani pe niște lucruri digitale. If that makes sense. So, s-a făcut cam luna iunie, când am început efectiv să-mi fac contul și să-mi pun un card bancar acolo, card bancar care e mamei mele în acest moment și o să-l schimb când o să, efectiv, când o să fac business-ul digital și când o să împlinesc 18 ani, dar momentan da, e pe numele mamei mele gen cardul pe care efectiv primesc bani. Dar asta este total alt. Sunt detalii, dacă faci chestia asta înainte de 18 ani, o să fie puțin complicat să îți spui tu, gen, să faci pe numele tău și să spui toate cardurile și așa, pentru că îți trebuie anumite lucruri, anumite documente, anumite buletine, poze cu buletine pe care nu prea poți să le primești altfel. Asta se întâmplă pe Etsy. Eu m-am descurcat cu mama, am făcut pe numele ei o parte din lucruri și pe numele meu ce am putut să fac, fără să, gen, poate să-mi verifice efectiv datele. Și am lansat primele 3 sau 4 produse. Nu le-am pus pe toate deodată, oricum nu le focusem pe toate deodată și pe unele chiar nu le-am, gen, sale nici acum, gen, nu le-am vândut încă, nu le-am pus la vândut, pentru că știam că nu o să aibă prea mult succes. Pentru că pe Etsy, ca să spui un listing care se numește gen efectiv produsul pe care îl vinzi, gen articolul care deține produsul pe care îl vinzi și care apare pe platforma lor, costă 0,20 de cenți. Deci, sau 0,20 de euro, cenți, nu știu, anyways, o sumă mică, doar că din ăia 2,50 sau 1,50 se scade chestia asta. Gen la fiecare produs pe care îl pui, ți se ia 0,20 de cenți. Și după se mai ia un manufacturing fee sau o chestie de genul ăsta, gen la fiecare sale pe care îl faci, care e 0,0 ceva sau 0,0, da, cam 0,0 ceva. Oricum nu e semnificativ, e doar gen că le folosești platforma, I mean. Eu procentaj foarte mic din cât costă de fapt produsul, până și la mine care sunt produse mici. Deci nu e mare problemă cu chestia asta. Sau când am văzut că costă bani să pui listing-ul ăla, am zis, ok, hai să punem mai puține, să nu mai punem pe toate ca să vedem cum merge, ca să nu bag 10 euro degeaba pentru 50 de listing-uri și să nu fac nimic cu ei. Pentru că da, eu am probleme cu banii, gen, eu nu vreau să investesc bani în ceva care nu mi-aduce înapoi altceva, decât de, ok, mi-aduce experiență, dar experiență poate să-mi aducă și gen doar 3 produse, nu trebuie să pun 50 deodată. Așa că am pus 4-3 produse, ceva în genul ăsta, și mi-am făcut singură 2 sale-uri, adică mi-am cumpărat produsele de pe contul genul tata, parcă, sau sora mea, oricum, făcusem un cont separat de Etsy, și mi le-am cumpărat ca să, gen, am și eu 2 review-uri acolo, sau un review, sau whatever. Așa, după a trecut o tonă de timp în care nu am primit absolut niciun sale, până am realizat, de pe un clip de pe YouTube, randomly, gen mi-a apărut la recomandări, că... teoretic trebuie să-ți faci reclamă când faci pe Etsy orice,
Și că, în general, trebuie să investești timp în reclamele astea, să le pui ori pe Pinterest, ori pe Insta, ori pe, efectiv, aplicația Etsy, doar că pe aplicația Etsy costă bani ca să-ți faci reclamă la ei. Și nu am făcut pe aplicația lor, dar am încercat să fac pe Pinterest. Și mi-am făcut o tonă de lifestyle photos. Basically, o să vă dau link-ul meu de Pinterest, dar trebuie să fie down below sau în descriere, în descrierea contului. Și am făcut o grămadă de poze în care am pus printable în Photoshop. Și le-am pus pe Pinterest. Foarte, 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 foarte mult, o tonă de poze cu fiecare produs. Până la momentul ăla, gen alea, 4 produse și am mai făcut și în plus, că tot puneam produse odată pe săptămână, ceva în genul ăsta. Am început să-mi fac board-uri pe Pinterest în care îmi puneam gen lifestyle pics, study with me, whatever, productivity, pentru că asta e nișa mea. Eu practic fac printables care ar putea să fie printate și să fie puse într-un planner. Adică pentru productivitate, pentru eficiență, pentru școală, pentru chestii genul ăsta, health, fitness, whatever. Gen foi pe care le printezi și pe care le completezi tu cu to-do list-uri și așa. Aveți link-ul în descrierea clipului, mai mult ca sigur. După ce am petrecut puțin timp făcându-mi toate pozele astea și postându-le pe Pinterest și făcând puțin keyword search, să văd gen ce cuvinte să pun în descrierea unui pin ca să apare cât mai sus în search și cât mai des și whatever, în cam vreo săptămână, două, prin august, cred, sau prin septembrie, august-septembrie, cam pe atunci a început să am mai multe sale-uri, am început să primesc, gen, efectiv, mi-a cumpărat primul om din Australia, parcă era un gen, nu mai știu ce era, ceva college prep, whatever, plan sau essay planner, nu mai știu exact. Și după am început mai mulți, nu foarte mult, gen câțiva pe săptămână, gen 2, 3, 4 maxim pe săptămână. Ceea ce era foarte puțin, adică era gen $4 sau $5, $6, $10 maxim pe săptămână. Ceea ce nu e puțin pentru un adolescent, dar nu poți să trăiești ca un adolescent din chestia asta. Sau la un moment dat ziceam, ok, lasă naiba. Cred că tot prin august-septembrie mi-a venit ideea să le dau mesaje în privat oamenilor care mi-au cumpărat gen produsele. Și să le spun că le dau un cupon de 20% reducere dacă îmi dau review la produsul pe care l-au cumpărat. Și chestia asta a ajutat enorm. Pentru că am început să primesc o tonă de review-uri, am trimis cupoanele alea, oamenii ăia care mi-au mai cumpărat deja produse au început să cumpere mai mult, doar că cu 20% off. Și din cauza că am început să primesc mai multe review-uri și deja avusesem gen 10-20 de review-uri strânse din cauza că am făcut chestia asta. Și când am avut 10-20 de review-uri, am început foarte, foarte multe sale-uri să intre. Mă rog, mai multe decât eram eu obișnuită. Gen, nu știu, 10-20 pe săptămână, ceva în genul ăsta. Am continuat să fac chestia asta, am mai găsit încă o variantă pe care să o folosesc și am pus eu sale-uri de la începutul lunii, pentru că am observat că dacă pui sale-uri pe Etsy, ajungi mai sus în search. Sau în fiecare lună puneam sale-uri de 10% sau de 20% sau ceva în genul ăsta, la un moment dat am crescut procentul de reducere pe care îl trimiteam oamenilor care îmi cumpărau produsele și am crescut și prețurile produselor ca să nu-mi scadă mie din income. Și am tot făcut asta, store-ul creștea, genera pe o linie, nu era chiar dreaptă, dar genera în sus, evident. Până am ajuns de New Year. Iar de New Year eu am făcut un planner, gen New Year Plan sau o chestie de genul ăsta, pe care am postat-o cu vreo 3 săptămâni înainte de anul nou și cu vreo 3 zile înainte de anul nou și cu vreo 4 zile după am avut, cred că 100 sau ceva în genul ăsta, 50-100 de sale-uri, hai 50 de sale-uri pe zi, în perioada aia. Atunci am descoperit pentru prima dată că, bă, ia stai un pic. Adică chestiile astea poate să ajungă virale, chestiile astea, dacă găsești produsul bun și îl postezi la mod oportun și faci keyword search și știi să te promovezi online, poți să primești bani serioși din chestia asta dacă stai și te focusezi pe fiecare holiday, pe fiecare event care se întâmplă în timpul gen anului și stai pe news să vezi
când se întâmplă ceva, ca tu în secunda 2 să postezi ceva despre chestia aia și să blow up. Am primit foarte mulți bani în perioada aia, nu știu cât să vă spun, dar am primit destul de mulți bani în perioada aia. După a decline, pentru că nu am mai avut așa de multe, gen, nu am mai avut produsul ăla wow, doar că shop-ul meu a rămas tot semnificat mai sus decât era înainte, din cauza produsului ăsta, pentru că produsul ăsta mi-a adus o tonă de review-uri. Deci de anul nou, eu în loc să mă distrez whatever, eu scriam mesaje la fiecare om care mi-a cumpărat gen planner-ul ăla ca să-mi dea review și ca să-i dau eu cuponul ăla de 20-30 whatever cât era atunci, la sută, ca să mai îmi cumpere după, pentru că nu vreau să pierd clienții care mi-au cumpărat gen sutele alea de clienți care mi-au cumpărat în perioada aia. Și au tot venit, și au tot venit, și au tot venit, și au tot venit. Și în momentul ăsta, tot sunt pe o linie destul de crescătoare, dar până la fel de crescătoare cât eram la început, pentru că e mai greuț acum. În principiu pentru că n-am mai postat nimic nou, pentru că nu m-am mai focusat pe chestia asta, m-am focusat să termin anul cu o notă comedie mare și să mă... să aplic la facultate. Dar, basically, cam asta am făcut eu ca să am un business la 17 ani, să primesc bani de pe chestia asta. Nu sunt foarte mulți bani, again, n-am mai mult de 2000 de euro din chestia asta. Doar că pot să merg la concerte, pot să merg cu avionul, pot să... adică am foarte multă libertate din punctul ăsta de vedere, din banii pe care mi-am făcut singur, care sunt pur profit. Adică nu... nu... Și sunt passive income, adică pur profit, passive income. Eu n-am mai făcut nimic din momentul ăla în care am pus produsele, în afară să dau niște mesaje, gen, la oameni random, în care oricum sunt, gen... oricum vreau să le mulțumesc că mi-au cumpărat, pentru că... mi-a dat mie gen 2 dolari și chiar dacă 2 dolari nu e mult, când se strâng și se strâng, ajung undeva. So, yeah, sper că v-a plăcut. Sunt 100% sigură că oricine care s-a uitat la clipul ăsta poate să facă ceva în genul ăsta. Sunt atât de multe variante de a face income online. Dacă vreți să fac un clip despre chestia asta, probabil o să o fac, gen, o să pară pe aici, pun de fapt pe sus. Dacă nu, gen, dacă l-am făcut deja. Nu știu când l-am făcut, pentru că sunt praf cu editatul și cu timeline-ul și cu gen. Dar da, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați like, share, subscribe, dați în comentarii ce alte clipuri vreți să mai vedeți, mie îmi place foarte mult să vorbesc despre business, despre bani, îmi place să fac bani, să vorbesc despre bani și să am bani. Basically, that's the, like, reasoning behind my life. So, yeah, ne vedem în alt clip.